Salutare, bine ați venit. Lume, eu sunt Cosmin și da, astăzi vom face duminica noastră specială. Treci în pat, treci în pat, treci. Aici. Opa! Da, doar ce l-am pieptănat. Ce somn lui, ce vrei, s-a trezit la ora 6, că a fost cu tati afară, nu? Ai fost cu tati afară? Da. Cum să nu fie scumpă ăsta, amicu? Vom citi împreună propunerile Rocky? Da, așa și arată dragostea față de mine, cu spatele. Bine, hai să citim propunerile voastre ingenioase. Să vedem. De la Stella, dacă noi avem, aseară ți-am dat ciocolată și te-am dat în călușei. Pe ciocolată am pus o vrajă, cine-i mănâncă se îngrașă. Aseară ți-am dat basmă. Basmă? Ok. Și acum te văd fără ea. Cine ți-o mai luat basmă? Wow! Foarte ingenios. Asta o fi vreo vrajă de aia magică să, nu știu, să mă teleportez cumva. Te știu eu pe tine. Dar la Alexa Morgan, surioara mea cea de toate zilele, spune povești de groază în varianta ta. A fost odată ca niciodată un rocker care avea plete mari, iar părinții i-au spus să se tundă. Destul de horror, credeți-mă. Următoarea propunere de la Miron Sebastian. Stai cu cățelușul tot episodul. Mă, acum dacă vrea și el, știi cum e. Eu sunt mic, ce vrei? Ii pe iugiu mic. Nu mă pupa pe guriță, mă. Te vede camera. Și o să zic că ăștia că sunt zoofil. E scump, nu? E scump. De la Mari Medeje, desenează un panda. Cum vrei să desenezi un panda? Na, nu trebuie să desenezi un panda. Eu am aici un bleuț, panda, pisoi, cățel. Deci e o combinație din patru rase. Ei, vedeți ca leu face. Ăsta e leuțul casei. De la Denis Micreau, dă-ți 30 de palme. A 30-a. De la Anastasia Ștefan, propune, poți să propun în continuare. De la Maya Cooper, Sid aprinde lumină iar stinge, iar Ruby stinge, PS love you. Și eu I love you, because da. Because Luffy a prins prea mult la mine și nu plătit mult factura de curente. Andrei San pronunță cuvântul feomonoutra microscopic silicovo-canicolnioză. Da, e cam greu, ce vrei, cuvânt în medicină, spun puna mea ce cuvântul e. Crezi că-s medic de la Pocitanie, de-aia scriu în toate felurile posibile? Eu scriu și așa o scriu urât de fel. De la Paul Petrică, CS Boss. Bă, CS seara, da? Deci, scuză-mă, eu sunt seara de muncă pe CS. Oricum, că a venit vorba de CS, mi-ai adus aminte. Hai mă, Rochie, ce vrei să faci? Mai chef să stai în brațe? Bine, mă. Vedeți, mă, nu mai are chef. Ce vrei să-i fac? E somn. Că veni vorba de ce se mi-a adus aminte, trebuie să mă gândesc luna asta ce update-uri se mai fac la Source Go, să-i fac măcar versiunea finală, 1.0 de la el.
Oricum, vreau să-i schimb câteva chestii pe acolo, poate îi mai introduc niște sonduri, ceva, mamă, ce mustață bengoasă, am zis că-s Brad Pitt în, la bătrânețe, să mă iau, am uitat să mă iau. Să mor în zi, ziceți-mi, stă mai bine cu o... Eu zic, mă, n-o să-mi bag pula cum se vede. Parcă aș fi de ăla din filme... Deci, am ceva genul așa și se leagă aici. Să-mi bag pula, așa vine. Nu, nu. Vine aici, se leagă așa și aici se prăște. Bă, ce înseamnă să te... Să uiți să te iei, mă, și... Ana, bă, să-mi bag pula. Pe vine așa vine. Ana, o să... Ana, la bătrânețe o să fiu Chuck Norris. Acum nu am observat, nici măcar nu m-am uitat în oglindă azi. În fine, ia să vedem. Ce? De la Alessandro Burciu joacă Altos Avenger pe telefon. E gratis și te, și te mai... dacă te întrebi. Ok, ia să vedem. Ok, și așa, cam Google Magazine-ul a cam avut... Nici cam probleme. Ia, cum se numește asta? Alto. Alto Avenger. L-am văzut așa. E ăsta cu schiuri, văd că. Nu știu, de interesant, nu prea mă atrage sportul. Sincer să fiu. Nu mă atrage sportul ăsta. De la Nasoloci, pentru că nu mai stau să pronunț același nume de două ori, pentru că ne-a pus două propuneri într-una singură. Trolley Face Quick Online. Îl știu și pe ăla, l-am văzut. Sau Stupidela 1-2 Online. Nu știu, o să mai fac de asta pe telefon, dar mai... Să-și mai revin în ăsta și să vedem ce pula mea am trece prin minte să mai fac. De la Martina Francesca. Am să zic Martini. Nici de ce. Taie spletele, glumesc. Cuiva o farsă, dar una epică. Am râgâit. No, bun, cam atât a fost cu propunerile noastre, mă, bă, dar și foarte frumos, mă, știi, bă, barba așa, dar bă, aici nu se continuă, știi, sau... A, aici dă să continuă, nu ca la... Dă-i, acum îi spune, bine că nu am și aici, așa, știi, și cum ar fi fost să am așa, așa, și aici să nu, am, să nu fi avut deloc, să fi fost ceva genul, să vină așa... Frumos spun aici, de aici să vină așa, să lege cu ciocul. Bă, deci cred că aș arăta într-un fel cu o combinație de aia dintre Chuck Norris, Draven, și cine dracu mai are cioc, cine dracu are cioc, și Master Yi, să-mi bag pula, deci 3-1. Chuck Norris, Draven și Master Yi. Să-mi bag pula dacă n-aș arăta așa. Hai să-mi bag pula, mă. Dar stai, mă, să mă iau o leacă, că mi-e prea urât în mistă. Na, asta e aparat, nu de așa. Unde se va mai e? A, nu, nu mai e. Dar cum am observat? Că mi-a zis că mai aveam un pic și făceam... aveam 100% de hit. Point you.
Dacă vă întrebați, nu mă irit. Eu mă dau așa de elegant încât să nu mă irit deloc când mă berberesc. A, ră mai bine acum. Cred că aici am uitat puțin. Două secunde. Așa. Da, în această duminică este o duminică în care ne berberim. Ne berberim, oameni buni. Uitați, nici Adi Talent nu e ca mine. Opa, așa. Mă, tu, voi vă dați seama cum mă văd eu? Mă văd ceva în albastru și tras așa un pic. Contururile și alea de la el, zici că sunt chiar o fantomă în devenire. Da, bă, lume, astăzi vom vorbi despre principiul ăsta care a fost acum zilele astea trecute despre locurile astea publice și toate cele. Vă pun o întrebare. La acum să răspundeți la cel mai mod sigur. Asta e vorba și pentru fumători și cei care nu sunt fumători. Spuneți părerea voastră. Vi se pare normal această lege care s-a propus acum în Parlament și suferă niște modificări cum că ar fi și n-ar fi? Nu știu, nu mi se pare în ordine. Adică toți care sunt fumători, spre de exemplu, trebuie să stea afară, chiar dacă e fric, dacă e plouă, dacă nu știu ce, că sunt locuri amenajate. Mai nu mai ai voie nici să fumezi nici măcar în casa ta că te amendează. Ce pula mea, de ce? Băi, în străinătate mai înțeleg, dacă arunci un muc de țigară sau o hârtiuță sau un ambalaj pe jos, e amendă. Aia e, da, aia ar trebui și la noi să fie. Ce ar fi super... super bine așa, dar nu faci cu chestia asta cu țigările, că n-are nicio treabă, că o să sară cam toți care sunt fumători, o să sară în cap, pentru că ei nu se pot abține. Da, ne servim și capelul. Da, mă, săptămâna asta am avut niște probleme cu calculatorul și căcături de genul ăsta, mă rog, probleme. A fost o prostie de-a mea care am făcut-o și nu o să mai fac în viața mea. Trecusem ceva de genul de pe 86, Windows 7 86, pe 64. Toate bune și frumoase. Când am trecut pe 64, începea să-mi facă fițe. Deci vă rog frumos, spun serios, îmi făcea fițe și nu știam de ce. Am trecut din nou pe 86, făcea aceleași fițe ca pe 64. Zic, bă, ce dracu are? Să nu care cumva să se fi băguit partiția D din el. Și am stat și m-am gândit, bă, hai să salvez toate folderele astea care am nevoie. Poze cu astea, salvarea de la Manhunt, nu știu ce, am uitat să mă uit de la bun început, aia de la Garry's Mod, făcuse-mă tâmpenie, nu trebuie să apăs F5, trebuie să mă duc în meniul ăla de la Q, să mă duc acolo la save, să-i dau save. Da, uitasem chestia. Nu aveam impresia că nu știam de ce nu era salvată. Și am uitat că am rămas cu metoda aia de la Ghostlife. Știți voi, când dăteam așa și mi-am părea acolo la login, la nu știu ce. Bine, metoda asta se aplică doar pe Garry's modurile astea mai vechi, până în 10 sau 11, ceva de genul. Oricum, Sfântul Gabe știe ce zice. Revenind la subiectul de astăzi și
facem o mică paranteză la chestia asta. Bă, voi ați văzut ce vreme de căcat a fost în zilele astea? Cald, frig, cald, frig, cald, frig. Ieri era așa de frig afară, iar seara a fost un moment în care a nins. Bă, vorbesc serios, a nins. Ce căcat! Deci în martie, când e canicula afară, ninge seara, ce pula mea! Și a nins așa cu fulgi de ea mai care, pana mea, s-au și topit. Acum aici că o să fie vreo 10 grade, o să mai picure așa un pic, nu știu ce, și că mâine o să fie o caniculă de aia de 20 de grade până în 26-28, iar și că pui mâine se răcește iară. Și stăteam la un moment dat și mă gândeam, bă, luna asta ce are vremea asta futută cu noi? Deci, crede-mă, mă simt foarte de căcat acum. De la o stare în alta, așa, 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 puteți fute de cap, frate. Îți dă peste cap organismul. Mamă, și e ora 10, ce, bă, voi abia, cum vă treziți, mă, eu încă fac duminică. Vă dați seama, deci eu trezit de la 8, în picioare, nu știu de ce la 8, dar n-am mai avut somn. Și stăteam și mă gândeam, bă, ce să filmez, ce să fac, ce asta, ce asta? Iar voi stați în pat toată ziua și numai să primiți. Ia să faceți și voi, mă, în locul meu, să vedeți cum este. Să dorme toată ziua duminica și voi să postați duminica în locul meu. Ați vrea? Nu, normal că nu vreți. Vreți să primiți propunerile. Ați primit, mă. Da. Stau și mă gândesc, oare... Am văzut aseară niște videouri cu un proiect de... Niște proiecte a unor telefoane care sunt acum pe sistem și vor apărea anul ăsta și anul viitor. Deci... Vă spun de două tipuri de telefoane care mi s-au părut super bestiale pentru mine. Gândiți-vă că aveți un telefon, spre exemplu cum e ăsta. Și imaginați-vă că telefonul ăsta, toată carcasa asta din spate, e făcută din cubulețe. Înțelegeți? Cubulețe, ca niște chipuri. Și imaginați-vă că și fața la fel e făcută la fel, tot din ca și când ar fi piese de alea de Lego, știți? Și are un schelet cu spații, cu cititoare. E, și eu, spre de exemplu, cum e telefonul ăsta, aici are căcat ăla de boxă, spre de exemplu, și stau și mă gândesc, nu mai îmi place cum arată ecranul, știi? Spre de exemplu. Și eu am opțiunea de a schimba ecranul, deci dacă mi se fute ecranul ăsta, înțelegeți cum ar fi, să mi se fute ecranul și pur și simplu, nu știu, l-am scăpat pe jos și s-a făcut o spărtură undeva. Ei, nu trebuie să schimb neapărat telefonul sau să mă duc la ăștia să îmi schimbe mie ecranul, să dau 10.000 de lei pentru schimbarea unui ecran. Există opțiunea ca telefonul fiind făcut în scheletul de Lego, pentru că așa o să-i zic eu, scheletul de Lego, e conceput în felul următor. Ecranul care ți se fute, o să-l scoți frumos, îl locuiești cu altul. Însă lucrează la fel. Camera. Aici, el teoretic nu are nicio cameră. Gândiți-vă, nu are nicio cameră. Sunt chipuri, e un chip, uite atâta, cu cameră și poți să alegi tu ce fel de cameră vrei tu, cu blitz, cu fără blitz, cu megapixel mari, cu megapixel mici, cu HD, Ultra HD, 4K, cât vreți voi, și îl atașați unde vreți voi. Aici, aici, mijloc, unde pula mea vreți voi. De asemenea, bateria, la fel. El, teoretic, fiind scheletul de așa, n-are o baterie. N-ai unde să bagi bateria. Au creat ăștia, șmecherii ăștia de la Google, pentru că e telefonul de la Google ăștia,
ARA, proiectul ARA, ci că proiectul ăsta e în teste și toate cele, căci că astea ar fi noile generații de smartphone-uri care o să apară pe piață. Gen Lego, care să poți să-ți faci cum vrei tu design-ul și fiecare chipuleț de ăla care intră pe scheletul telefonului are cât un design pe el ceva și îți faci telefonul cum vrei tu. Cum ar veni? Dacă te plictisești de același ecran care l-ai, poți să scoți partea asta de aici care e boxă și să pui și ecranul lui și să faci un ecran mult mai mare. Pui un ecran de ăla și faci o mini tabletă, gen. Sau un ecran mai mic și pui, nu știu, o Dynamic boxă pe ea sau o cameră pe față. Are cititoare, aia e chestia. Deci, revenim la baterie. Bateria care e de pe el e ceva de genul, sunt chipuri. Are două spații de chipuri și alea sunt bateriile. Iar undeva pe aici e de aia de memorie și găsești chipuri de alea care ceva de genul au de la minim 32 de GB până la 1 tera, chestii de genul. Intră frumos, nu știu ce, și se muți cum vrei tu. Deci dacă vrei să mergi de pe o... mi se pare că cred că are și un de ăla de băgat card în el, nu știu dacă o să se mai fie cu SIM-uri. Nu știu dacă o să fie cu SIM-uri, cred că o să fie cu un fel de chip cititor de gen. Sau mă bărnam cum o să fie. Dar mă gândesc că cred că are și de alea de SIM-uri pe el. Cred că una din căcaturile alea e. Oricum, ideea e că o să aibă o baterie de 3000 de mAh și se va merita. Al doilea proiect care l-am văzut, deci primul proiect de la Google mi se pare genial, cu Project ARA, super genial. Deci dacă ar fi generațiile astea de telefoane în felul ăsta, teoretic, că vine vorba. Și că chipurile astea, cum sunt concepute ele, să le muți tu cum vrei tu, să nu știu ce, să existe carcase speciale, mă rog, carcase de astea, de silicon, căcaturi, deci nu să nu se mute alea în buzunar. Iar gândiți-vă că ceva de genul, căcaturile astea de chipuri, poți să-ți transformi telefonul în consolă de Nintendo, poți să-ți transformi telefonul în mini calculator, căcaturi de genul, care are tot felul de dispozitive, are chipurile alea, o să existe de astea, tastaturi, cum e asta, spre de exemplu, cum e o tastatură de asta, pentru telefon și ceva de genul, intră în chipurile alea și poți să tastezi acolo, poți să, însă, cred că o să existe gen chipuri de alea cu chipuri în care sunt unguiețe și cu ecran de la mare, destul de luminos ca la o tabletă mai măricică, așa cam de alea ca la Apple, știți voi. Și să-l atașezi acolo frumos, pac, 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 să faci un fel de mini calculator din el. Asta e că o să fie noile generații de smartphone-uri care o să apară. Al doilea proiect care am văzut din partea celor de la japonez, foarte genial. Nici nu credem vreodată că o să existe telefoane în care ecranul lui să fie plastic pliabil. Vorbesc serios, ecranul este plastic pliabil. Imaginați-vă telefonul ăsta, da? Care nu are bucata asta care e vizibilă și este doar atâta cât țin eu. Iar în locul asta să fie o foaie, vorbesc serios, o foaie de plastic pliabilă care să o faci cum vrei tu, uite așa cum vrei tu și să nu se strice. Ultra HD pe el, poți vorbi la telefon toate căcaturile. Stau și mă gândesc, oare, dacă eu aș avea un telefon de genul ăla, cum pula mea vorbesc eu cu plasticul la ureche, cum ar veni? Nu știu, asta o să fie o tehnologie care... Bă, deci, mă las what the fuck, deja mai avem puțin și ajungem la tehnologie de aia, apăsăm aici, deja ne apare ecran pe toată... Stai că deja au făcut să pe anul ăsta un fel de proiect unii, un fel de... brățară. Deci e o brățară pur și simplu. De aia cum sunt de alea de fitness. Știți, vă, un pic mai grosus cum e, așa, cam de două degete. Apeși pe un buton, iar lumina îți reflectează pe braț.
Și e ceva de genul, lumina aia e ecranul. Și tu apeși toate TikTok, ia. Și te joci, te, toate căcaturile. Vorbești la telefon prin el, uite așa, gen ca la astea cu Star Wars și toate ce. Numai că mi se pare că dacă tot avansăm așa, s-ar putea să ajungem la tehnologie de aia, gen apăsând doar pe un singur buton, ne apare totul aici. Și doar cu privirea, cu privirea facem totul. Omule, tehnologia prea avansează. Și am impresia că cu cât avansează tehnologia, parcă eu sunt mai bătrân decât tehnologia. Nu vi se pare? E bine, asta chiar e cam ciudat. E bine, cam atâta pentru duminica noastră de astăzi. Eu sunt Gonsman, sper că v-a plăcut acest video care a fost de tot căcatul, da, știu. Am glumit. A fost destul de ok. Și da, aștept cu următorul răspuns. Ce ați face voi dacă ați... cu răspunsul legat de fumători. Deci, vi se pare normal această lege? În care, gen, să... într-un oare mare fel să discriminăm fumătorii și să-i aruncăm deoparte și să nu fie respectați în mod egal ca ceilalți care sunt nefumători într-un restaurant și toate cele. Eu zic că nu este foarte greu să amenajezi un loc ușor acolo pentru fumători, un mese speciale pentru fumători sau ceva, că să fie în comun până la urmă. Sau dacă tot, dacă nu vă place ca în restaurant sau în căcator de astea așa, spuneți-mi pula mea radiatoarele pornite și să vezi că nu mai e fum, că tot fumul ăla se duce în radiator și gata. Radiator de ăsta, ventilator. Deci, nu știu, mi se pare aberant, știi, să arunci fumătorul afară dintr-un bar sau un restaurant pentru că, da, fumează. Serios acum, mai marea majoritate a românilor fumează. Serios. Cum poți să arunci un fumător afară? E ca și când îi încă un țigan. Bine, acum nu compar românul cu țigan. Nu, dar cam așa sună, știi, ceva de genul, arunci, îl excluzi teoretic pe țigan de lângă gunoi, ceva de genul. Aia e menirea lui, să trăiască în gunoi. În fine. Cam atâta pentru duminica noastră, cea de cele. Ne vedem data viitoare. Stai că-i ăsta... ziua lui Sol și are 22 de ani. Băi, ești prost, mă. La mulți ani, mă, Sol, mă! Dacă ne vezi, mă, ai un lag aici de la mine. Ne vedem data viitoare și vă spun ciaules.